Deci ordinea literelor îți indică și ordinea de congruență a unghiurilor, din triunghiurile respective. Da. Bun. Acum. Da, trebuia să fie invers. Ce? De ce? Aici de ce? Trebuia ABC și că spune că AB e mai mare decât DE. A, B, A. Bun. Dar nu schimbă cu nimic figura A, cu tot cu D, numai să spun desenul. Ai vrut să corespundă desenul. Da. Da? Notația aceea. Dar aici am scris noi în culise, am tradus asemănarea în felul acesta, nu-i deloc nicio modificare. Da. Ei, acum, fiindcă tu ai așa, scrii raportul de asemănare. Sus o să scrii triunghiul fiind asemenea așa. Atunci. AB. Așa, scrii laturile triunghiului. BC și AC. AB, BC și AC. Iar de desubt, acum e momentul în care tu trebuie să fii foarte atentă și să scrii laturile din celălalt triunghi, din DF. AB este privit. Este privit de unghiul C. Da. Care este congruent cu unghiul F. Da, cu, da. Da. Și unghiul F privește latura D. Corect. BC este privit de unghiul A. Corect. Care este congruent cu unghiul D. Da. Care este privit de FE. Da. Și AC este privit de unghiul B, care e congruent cu unghiul L și e privit de latura DF. Se uită spre latura DF. Așa. Și atunci m-ai scris. Da. Nu ai nicio greșeală, convinsă ești că ai scris bine raportul. Și acum, te duci spre elementele care cunoști în problemă. Da. 12 supra DE. Da. Egal cu 11 supra FE. Egal cu 10 supra DF. Egal cu 3. Nu? Și spune că valoarea raportului e egal cu? 3. 3. Și egal cu 3. Și păi putem să aflăm. Ce se cere în problemă? Perimetrul triunghiului DF. Așa. Păi luăm 12 supra DE. Da. Egal cu 3. Da. Și rezultă că DE e egal cu 3 ori 12, egal cu 36. DE e egal cu? E bine așa oare? Să nu vă găsiți că trebuie să fii foarte convinsă că e bine. Da, eu așa știu că am învățat. Dar unde ai învățat asta? La școală. Bine, la școală. Hai să punem lui 3, 1 la numitor. Scriu încă o dată. 12 supra DE. Egal cu 3 pe 1. 3 pe 1. Și acum ai descos DE-ul de acolo. Da. Egal cu 12 pe 1. Da. Pe 3. Ah. Adică egal și cu... 4. 4. Vezi? Ce s-a întâmplat? Hai să facem, să punctăm foarte bine chestia asta. De ce ai mers așa? Ce s-a întâmplat? Că așa mi-am amintit. Vezi, mecanic, da? Mecanic, nu-i bine. Deci tu trebuie să te debarasezi de partea asta, de niște lucruri pe care le-ai învățat. Că ai trecut cu mare greșeală. Mă așteptam să spui așa. Iată, pot să simplific printr-un 3 aici. Din ce motiv? Dacă împărțim numărătorii prin aceeași valoare, printr-un 3, venea 4 pe DE egal cu 1. Adică DE egal cu 4. Da. Venea rapid, foarte rapid. Dar și așa, eu te-am condus spre ceea ce înseamnă dintr-o proporție, nu? O egalitate, cum scos unul din termeni. Da. Egal cu produsul celorlalți împărțit la termenul cunoscut, nu? Deci, iată, așa trebuia să zici, că DE egal cu... Mergi mai departe. 11 supra FE egal cu 3 pe 1. Da. Și rezultă că FE egal cu
11 ori 1 supra 3. Da. Și egal cu 11 supra 3. Da. Cât egal cu 10 ori 1 supra 3 egal cu 10 pe 3. Da. Și atât. Și apa, ce ți-a cerut în problemă? Ca să perimetrul vedem lui DF. Da. Egal cu DE plus F plus DF. Și egal cu 4 plus 11 pe 3 plus 10 pe 3. Da. Și egal cu 4 plus 21 pe 3. Egal cu 4 plus 7 și egal cu 11. Perimetrul am aflat că este 11. Cu ce rămâne din problema asta? Că trebuie să fim atenți la cum scriem, la ce scriem. Adică aici trebuia să pun 3 supra 1 ca să... Mai hotărâte. Să fiu... Ca la spovedanii, ce faci? Recunoști foarte rapid... Da. Greșeala cu care să, pe care să nu mai repeți niciodată. Adică, concret, care era greșeala ta în clipa asta? Scoaterea unui dintre termeni dintr-o proporție, da, nu? Deci o egalitate de două fracții, nu? O proporție se cheamă asta. Cum scoți unul din termeni? Unul din termeni egal produsul celorlalți împărțit la, da, cel cunoscut. Da? Pentru că în mod normal produsul mediilor egal cu produsul extremilor acolo. Da. Și atunci tu, că scoți unul dintre celălalt, mulțumesc pe aceștia pe diagonal și împarți la celălaltul. Deci nu-i mecanic. Deci parte trebuia să 12 ori 1 egal cu 3 ori D. E. Și deci D e egal cu ăștia împărți la 3, nu? Da. Că eu e cu azi gradul întâi după aceea. Deci asta e foarte important. O altă soluție. Aici autorul ți-a dat și valoarea raportului. Mai puteai să găsești de o altă perimetru? Deci, dacă scriu numai șirul ăsta de rapoarte, așa scriu din nou de desubt. Deci asta a fost soluția 1, hai să zicem soluția 1, și acum soluția 2. Scriem raportul de asemănare, deci proporționalitatea aceea, șirul de rapoarte de acolo, și avem o proprietate de acum, dacă ce-mi amintești, din clasa a 7-a sau a 6-a, cred că a 6-a, nu știu unde se fac asemănări, la fracții, acolo, proporții derivate. Aparte și proporții derivate. Suma numărătorilor pe suma numărătorilor, da, egal, știu, cu fiecare din rapoarte. Deci egal mai departe cu suma numărătorilor, adică o singură fracție în care pui la numărător. 12 plus 11 plus 10 supra DE plus FE, da, plus DF. Și egal cu? Știi? 23 plus 10, 44. Deci cât e acolo? 12 plus 11 și plus 10. Cât face? 12 plus 11 e 23. Da. A, 34. 23 și cu 10? Nu. 32. Deci, încă o dată. 10 plus 12. Nu, 12 plus 11 fac 23 și cu 10? 33. Nu ai voie să greșești la aceste lucruri. Sunt elementare și uite, un calcul de asta greșit te scoate din mână. Așa. Și jos ce înseamnă suma? Perimetru. Supraperimetru. Perimetru triunghiului? DF. Deci suma numărător cu suma egal cu fiecare din rapoarte, cu valoarea fiecărui raport. Dar valoarea e egală. O știi cât este. Egal mai departe cu 30, cu 3 parcă. Da. E, de acolo? Și de aici rezultă că perimetru. Că perimetru DF egal cu? Egal cu 33 pe 3. Așa, 33 pe 3 și egal cu 11. 11.
Iată cea de-a doua soluție. Unul mai rapid. Da. Ce ascuns aici? Informația pe care trebuia să o știi, că suma numărătorilor pe suma numitorilor, a numărătorilor pe suma numitorilor, egal cu fiecare raport. Și cum valoarea raportului este dată 3, numai era cazul să iei pe fiecare în parte, da, să afli, nu știu ce, și pe unul să le adun laturile, să vezi, ai pierdut mai mult timp aici. Cine? Care e deosebirea între cei doi rezolvitori? Care, timpul. Da. Ori la un lucrare, ești contratimp. Cel care puncește și face așa, ajunge la rezultat, în condițiile în care este foarte atent și lucrează corect, dar celălalt care folosește proprietatea ajunge foarte rapid. Și lui rămâne mult timp și pentru alte probleme. Da? Deci trebuie să știm să avem toate informațiile cu noi și să alegem soluția cea mai rapidă. Da. De ce am trebuit să le adun? De ce mi-a convenit foarte mult? Pentru că deodată aveam perimetru. Deci era telefonată ideea asta, era de așteptat să o folosesc, pentru că perimetrul presupune suma laturilor și atunci erai dirijată spre suma laturilor. Să faci proprietatea asta, suma numitorului pe suma numitorului, că puneai mâna deodată pe perimetru. Din coace ai aflat fiecare latură, le-ai adunat, pe urmă să faci calculul, da? Așa trebuie văzut. Mergem mai departe. 24. Triunghiurile ABC și DEF sunt asemenea. Se știe că AB egal cu 2DE. Și trebuie să aflăm raportul de asemănare ale celor două triunghiuri ca. Și se știe că area lui ABC egal cu 8 cm la a doua, 8 cm pătrați, și trebuie să aflăm area triunghiului DEF. Deci, e clar. Trebuie să le desenăm. Mai desenăm. Tot așa două triunghiuri, unul mai mare, unul mai mic, nu? Da. Spune că AB e egal cu 2 de E, deci AB e mai mare decât 2 de E. Deocamdată, prima, că sunt triunghiurile asemenea. Asta înseamnă? Acum, chiar dacă nu corespunde de fiind dublu, nu e atât de important. Da, este, da. Ci noi o să folosim asta în lucru. AB să fie de două ori DE, da? Bun. Fiind asemenea, dacă ar începe să traduci chestia asta, știi ce? Poți scrie raportul de asemănare foarte rapid. Da, laturile, da, unui triunghi de o parte și laturile celorlalte de o parte. Dedesubt, da? La numărător și celălalt la numitor. La punctul A ce-ți cere? Raportul, valoarea raportului, da, de asemănare. Ei, să scrim. Hai să dăm drumul la, deci, rezolvare, da? Sau demonstrație, sau ce spui tu. Acum începe demonstrația. Dacă începe demonstrația, scrie acolo demonstrații, da? Și pleci cu ce știi în ipoteză. AB că asemănător cu DEF. Da. De, să înțelegem că aici asta toată a fost ipoteza până aici. Vreau să scrie așa, clar, ipoteză, și aici a fost concluzia. Concluzia. Așa. Și acum demonstrație. Și din asta rezultă că AB supra DE AC supra DF și BC supra FE. Ai respectat, nu? Te-ai uitat la unghiuri, da, ai înțeles bine acum, nu mai greșit. Nu? Ți-a fost limpede. AB e privită de unghiul C, ci unghiul C e congruent cu unghiul F și la DE. Da. Și ai scris raportul de asemănare. Egal mai departe, ai scris și de raporte, proporționalitatea laturilor. Și egal mai departe. Acum îți folosești din ipoteză la punctul... Ce mai ai în ipoteză?
Că A, B egal cu 2D. Deci unde vezi A, B? Pun... A, pun 2D. Deci, 2D e... Da. Supra. Nu e egal în continuare, ci echivalent. Echivalent, da. Să fie din nou scrișirul de... Supra de E. Da. Egal cu A cu supra de F, egal cu... Și aici nu se simplifică? Sigur că da, ce să mai stai pe gânduri? Și mai rămâne un singur de E. Adică rămâne ce? Die cu die s-a dus, rămas 2. A, da. Și egal mai departe cu 2 pe 1, egal cu 2. Gata, și am aflat. Adică că a fost. Deci la punctul A mic rezultă ce egal cu K-ul ăsta, egal cu cât ai găsit? 2. 2. Și aici refac punctul A. Punctul B. Ce ai? Area lui ABC. Da. Egal cu 8 cm pătrați. Da. Și trebuie să aflăm area lui DF. E, aici, cum? Ce gândim? Nu ai nicio idee. Nu. Bun. Acum, în momentele acestea care nu apar, n-ai de ce te agăța. Este exact cum spuneam și altă dată, când m-ai intrat într-o cameră și întuneric și acum nu faci decât să